Ungurii au bătut palma cu Putin. Este cu tremur total în Europa. Ministrul Ungar de Externe tocmai a făcut anunțul în timpul vizitei sale oficiale la Moscova. Peter Jarto a vorbit despre mai multe acorduri cu Rusia, care vizează gazele naturale și centrala nucleară de la Pax. Ministrul Ungar de Externe Peter Jarto a anunțat marți, în timpul unei vizite oficiale la Moscova. Un acord al Ungariei cu compania rusă Rosatom pentru revizuirea contractului de extindere a centralei nucleare de la PAX. Precum și o înțelegere cu Gazprom asupra unei suplimentări a volumului de gaz rusesc pentru Ungaria, care să fie livrat dacă această țară va avea nevoie, relatează agențiile MTI și FE. Zijarto nu a dat detalii despre revizuirea acordului privind centrala de la PAX menționând doar că cele două părți au trebuit să găsească un cadru legal pentru a putea construi noi reactoare acolo și amendamentele convenite vor fi prezentate spre aprobare Comisiei Europene. Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Pax a fost construită în anii 80 de sovietici și furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei. În luna decembrie 2014, Rusia și Ungaria au semnat contractul pentru construcția a două noi unități la centrala de la Pax, fiecare cu o capacitate de 1,2 gigawatți. Pentru acest proiect Rusia acordând Ungariei un împrumut de 10 miliarde de euro. Conform calendarului inițial, construcția urma să înceapă în 2018 pentru ca prima unitate să fie finalizată în 2025, dar proiectul se află în întârziere.